nu o să înțeleagă nimeni. Zgonea, în momentul în care noi l-am ales pe Liviu Dragnea, era, să zic eu așa, preferatul statului paralel în PSD. Și PSD-ul știa lucrul ăsta. Numai că era preferatul, s-a și dat la Liviu Dragnea. Când a primit condamnarea cu 2 ani cu suspendare pentru referendum, primul care a cerut demisia lui Dragnea a fost Gonea. Corect. Și a spus, domnule, trebuie să pleci și așa mai departe, nici să cauți. Țineți minte, conferința mea de presă, pe treptele Chiselefului, în care spun, e o prostie ce spune Zgonea. Bine, noi cine este Zgonea Dragnea, acum? La sediu, cine este Zgonea acum? Cine miroase... Mai mult, pentru Zgonea... Zgonea istorie, pentru cine Zgonea, este Zgonea, domnul acum? Bogdan Chiriac, cu o zi înainte de a-l da noi afară, s-a dus la conferința de presă comună cu el, ambasadorul statutele Americii. Bun. Toată lumea, inclusiv dumneavoastră, ați crezut că PSD-ul gata, devine mămăligă. Domne, statul paralel susține, s-a dus și ambasadorul SUA să facă cu el pe conferința de presă, a doua zi s-a închis. Și a doua zi l-am dat afară pe Zgonea. Fapte de vitejie. Noi am crezut că statul paralel ăsta, stalinist, a înțeles mesajul. Domne, nu merge cu ăștia să ne punem omul. Nu merge. Că îi dă reject toată țara, nu merge. Pentru că aici, în partidul ăsta gigant, sunt primari, consilieri județeni, municipali, locali, oameni de acolo, de la talpa țării, votați cu ăștia de stânga, ei nu merge să le pui așa un lider. Nu ține. Cu toate astea, îl vânează pe Dragnea în disperare, cu gândul că a doua oară planul le va reuși. Nu le va reuși. Eu vă citesc pe dumneavoastră ca în Biblie. Dacă au reușit toată să-l impună pe domnul Victor Ponta, ce garanții sunt care acum? Era al lor, da. Că Victor Ponta nu e Zgonea. Ce garanții aveți că următorul lider, dacă Dragnea pică, nu va fi impus de statul paralel? Asta e întrebarea. Iar Dana Grecu merge mai departe și vă spune cine este noul Valeriu Zgonea. Gata, în bloc starturi, să preia conducerea partidului. Bună întrebare. Așa am spus și vezi, eu. Vezi, dacă o reformulezi tu. Dar, credeți-mă, cu toată dragostea, cum spune dumneavoastră, da, nu pot să vă spun. Dar știți. Evident. E unul sau sunt mai mulți? Mai mulți. E o listă scurtă? Foarte scurtă. E o doamnă. O doamnă? Nu. Foarte scurtă. Nu mai dau explicații. Nu, aici... Dar n-au nicio șansă. Nicio șansă. Domnul Codrin Ștefănescu, nu ne fierbeți așa la foc mic. E o listă scurtă din care, pe care se află și o doamnă sau sunt numai domni? E o listă foarte scurtă, domnul Bogdan Chiriac. Din doi, din trei? În interiorul partidului, și la nivel central, și la nivel de conducere județene, oameni grei în partid și cu vechime și votați, iubiți de popor local, știu despre ce este vorba. Păi și noi știm despre ce este vorba, dar dumneavoastră sunteți autoritatea, nu? Nu putem să vorbim noi de la afara PSD-ului. Am mai avut